Chiar și pentru modificarea statutului ar fi fost nevoie să fie prezenți toți primarii, dar situația a rămas în coadă de pește. Colegilor primarii prezenți s-au arătat indignați de lipsa de respect și au solicitat sancționarea celor care pun tălpi rezolvării problemei lor. Nici data trecută, nici acum, sunt cam aceeași. Noi tot am fost prezenți. Cam aceeași, deci păcat că vă pun pe domnul. Deci această adunare de astăzi putea să fie ținută doar cu cei 7 membri care au votat primul punct necesar a pavilului. Noi, dacă am fi semnat luna trecută, nu era nevoie să vă chem aici. Am să vă chem de câte ori este nevoie, pentru că nu vreau să mi se reproșeze că finanțarea pe postului de mediu ar putea avea probleme din cauza conducerii asociației. Nu, dar putem să facem o votare să-i excludem. Dacă nu vin, n-au venit o dată, n-au venit în două ori, a treia oră... Nu putem să-i excludem, conform statutului, doar unilateral pot să iasă din asociație. Ca și cum lipsa primarilor nu era suficientă, Consiliul Local Fârtățești a solicitat excluderea sa din Adiapa Vâlcea, lucru care a dat naștere la vii discuții. Se aprobă retragerea unilaterală a Comunei Fârtățești în calitate de asociat din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea. Pe data prezentei își încetează aplicabilitatea prevederile hotărârii numărul 25 din 19-11-2012 a Consiliului Local Fârtățești privind asocierea Comunei cu județul Vâlcea, cu municipiile, orașele și comunele din județ la această asociație. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește domnul Voicescu Nicolae, primarul Comunei. În vederea aducerii la îndeplinirea prezentei hotărâri, secretarul va comunica prezenta hotărâre primarului Comunei Fârtățești, instituției prefectului județului Vâlcea, compartimentul de specialitate și asociației ADI APA. Vreau să vă spun că această hotărâre este dată în luna iulie a anului curent. Ea n-a fost comunicată nici la prefectură până în decât astăzi. Deci astăzi am intrat și noi în posesia acestei hotărâri. Dacă un semnal de alarmă, domnul prefect, sper că ne-a auzit prin intermediul presei, astfel de lucruri nu cred că pot fi tolerate. După cum știți, avem obligația legală ca în 10 zile hotărârile de Consiliu să fie remise către prefectură. Contactat telefonic, primarul localității Fârtăsești, Nicolae Voicescu, a explicat că toate instituțiile au știut încă din luna iulie că s-a solicitat ieșirea din Adiapa Vâlcea, iar dacă secretarul primăriei n-a trimis în timp util documentele, va fi sancționat. Cât despre părăsirea asociației, șeful executivului spune că el și consilierii locali au fost nemulțumiți că această comună nu a primit bani pentru alimentare cu apă și canalizare.